Unde avem, ca de obicei, roșiuțele care nu au câștigat niciun concurs de frumusețe în Olanda, unde au trăit ele. Practic sunt urâtele clasei. Blănuța a adus și păstăi la cererea noastră, pentru că suntem pasionați de păstăi. Astăzi de mai multe feluri, Vlăduț? Bună dimineața din nou! Astăzi am o propunere foarte interesantă și anume o salată din sparanghel. În afară de sparanghel, cu siguranță mai are și alte ingrediente. Asta pentru că foarte mulți dintre dumneavoastră nu sunt obișnuiți cu această legumă, care este extrem de sănătoasă. Și atunci este bine să o încercați în combinație cu alte ingrediente, astfel încât să vă obișnuiți foarte bine cu gustul acesteia și să o savurați așa cum trebuie. Aveți nevoie pentru rețeta mea de astăzi două tipuri de sparanghel. Sparanghelul verde și sparanghelul alb. Spre deosebire de cel verde, sparanghelul alb obligatoriu trebuie curățat de are o peliculă foarte subțire, care este ușor ațoasă. Este puțin migală, dar merită. Mai aveți nevoie de păstăi galbene pentru salată și mazăre. Mai aveți nevoie de roșii, castraveți pentru prospețime, iar pentru că orice salată trebuie să aibă și un sos, am o emulsie foarte simplă din maioneză și iaurt în cantități egale, la care voi adăuga tarhon, pătrunjel și sigur că da, dacă doriți, un pic de ceapă verde, dar extrem de puțină, asta doar să îi dă așa un gust mai special. Nu uitați sarea și piperul în același timp. Da, Oprișan, aia este sora mai mică din România, a roșilor olandeze. Totul am să servesc, pentru că ați văzut cu siguranță și mozzarella la mine pe masă, și mozzarella face parte din salată tăiată în bastonașe. Am să servesc cu crostinii pe o pâine de casă, crostinii preparate cu roșii, cu felii de roșii și parmezan, clar, date un pic la cuptor. Cam atât deocamdată, băieți. Da, mulțumim!